Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Azi este luni, am început săptămâna în forță, m-am trezit, este ora 7:45. Ne pregătim să facem băutura pentru cardio. Înainte de cardio avem 10 grame de glutamine, 10 grame de BCA, 3 grame de carnitină, cam 5 grame de green tea, matcha. Acesta este și un antioxidant puternic. Ne dă cel verde, ne dă și energie. Facem cardio, pregătim mesele, mâncăm. Mergem la fancurier să punem primele colete. Domnilor, sunt... Stați așa să las asta. Sunt foarte încântat. Stați așa să bag și pe Kitty. Hai, trece casă. Hai, Kitty. Hai. Hai, mă. Domnilor, sunt foarte încântat să vă anunț că în sfârșit a ieșit linia de haine Black is Back GL Clothes, linia mea de haine de antrenament. Momentan pe culoarea negru, am dat comandă și pe culoarea gri, aștept să fac proba. O să fie multe surprize, vă las site-ul în descriere pentru comenzi, www.glclothes.ro. Sunt haine exact așa cum îmi doresc eu să fie hainele care merg la sală, acestea sunt haine oversize. O să fac și slim fit, maieuri, tot ce trebuie, prosoape, accesorii, dar vă dați seama, sunt la început, investiția este destul de mare. Am optat de această dată pe calitate, calitate premium, de aceea și investiția este puțin mai mare, însă sunt sigur că o să fac treabă bună și am toată susținerea voastră. Bun. Deci am pus glutamina, am pus BCA-ul, punem carnitina. Un capac, adică 3 grame. Așa. Punem ceaiul verde, așa. Cam jumate de lingură. Așa, adăugăm apă, pac, amestecăm și bem. Foarte simplu, nu? După care băgăm jumătate de oră de cardio, o să fac bicicleta pentru că mai am de răspuns la clienți, la update-urile unor clienți care au trimis aseară mai târziu. Și le răspund acum la prima oră. După care mergem să ridicăm hainele și să punem primele colete. Bun, astăzi la sală avem antrenament de piept cu biceps. O să fie și un antrenament frumos. Așa că sper eu și sunt sigur de fapt că o să fie un vlog foarte interesant. Rămâneți până la capăt. Power, domnilor! Ok, domnilor, nu știu dacă mă auziți că este un pic cam mult trafic. Vreau să vă arăt că am ridicat hainele de la colaboratorii noștri. Aici avem tricourile, pantalonii scurți, pantalonii lungi. Așa vor veni împachetate cu instrucțiuni de spălare, de folosire, frumos, fiecare produs, cu factură, cu tot ce trebuie. Las site-ul în descriere, www.glclothes.ro, pentru comenzi. Aveți și ghidul de mărim, vă lăsăm și ghidul de mărim la dispoziție. Și ce să zic, spor la antrenamente și la cumpărături. Power! Ok, domnilor, am ajuns la sală într-o final. Am început antrenamentul de piept în forță cu futurări la scripete, cu mânerele Trion. Am făcut 3 serii premergătoare de încălzire, o serie foarte grea, unde am dat fail la 8-a 9-a repetare, iar acum o serie puțin mai ușoară, unde o să încerc o contracție mult mai bună, o conexiune mult mai bună. O să las așa, 45, după aia mergem la împins, la Smith.
Ok, domnilor, transmisiune directă. Am trecut la seria de lucru, la prima serie de lucru, seria mai grea, împins la piept. Trebuie să fac între 6 și 8 repetări. Greutatea 160 de kilograme. Vedem cum merge. Mă simt bine, bucuros, energic, așa că trebuie să meargă neapărat. Domnilor, am trecut la următorul exercițiu, exercițiu numărul 3, împins la presa hammer, tot pe înclinat, la fel același sistem, am făcut o serie premergătoare, o serie foarte grea pe care o vom face acum și o serie puțin mai ușoară. Hai să dăm tare, power! Wait.